Salutare tuturor, eu sunt Valentin și astăzi vreau să vă arăt două dintre mesele mele pe care le voi avea. Mi-a venit și ideea asta, adică mi-a venit ideea să filmez această rețetă, să zic, fiindcă ieri pe live am primit o sugestie sau o întrebare, cum că, domne, dar tu nu mănânci shaorma, de ce nu vă așa, că n-ai mâncat nici în casa mireasa? Și o să vă arăt cum mănânc eu shaorma, shaorma făcută de mine, să zic. O să vă arăt prima oară ingrediente. Aici este o tortilla integrală. Am luat-o din Lidl, sunt 6 bucăți, la 5 lei, ceva de genul. Aici este varză roșie. Îmi place mult mai mult, nu știu de ce, decât varză albă, și ragu și cum arată. Aici am piept de curcan. L-am pus în tavă, la cuptor. Foarte puțin apă pe fund. Așa prepar eu, nu știu cum îl face fiecare. Puțin usturoi peste. Și sare, atât, nimic mai mult. Aici avem castravete murat, roșie, roșie din sezonul ăsta sunt varză și aici avem ardei copt. Este făcut doar făcut de casă. Este doar copt, nimic altceva. Iar sosul, dressing-ul să-l numesc așa, avem iaurt grecesc cu 2% grăsime, muștar, nu știu dacă pot să dau firma, este un muștar care nu are absorbitorul zahăr, este exact la fel la preț ca și cele cu zahăr, doar că are îndulcitor. E puțin mai bine. Nu să facem exces, dar în astfel de situație e mai bun. Iar aici avem usturoi granulat. Ăsta va fi sosul. Bun, vom începe așa. Luăm tortilla, puteți să folosiți și ripie de shaorma și absolut ce doriți fiecare. Bun, o să începem așa. Iaurtul grecesc îl punem aici. Amestecăm cu muștarul. Aici sunt porții pentru două persoane, numai că vor fi ambele porții pentru mine, Gabriela nu va mânca. Astăzi e zi de fast. Asta nu va mânca nimic, eu voi avea două mese, asta este prima. Iar peste 3-4 ore voi mânca încă o dată același lucru. Am pus și usturoi granulat peste. Mestecăm totul. Acesta ar fi dressing-ul. Dacă peste iaurt și muștar ar fi pus gălbenuși de ou, fier și apoi pisat, ar fi ieșit exact maioneză. Bun, și culoarea este cam la fel. Bun, o să ungem acum tortilla cu jumătate din acest sos. Bun. Așa, vom pune carnea. Pune mai puțin. O jumătate. Varză. Bun, castravete murat, mie îmi place foarte mult, de fel și acesta este făcut de-ai mei, e făcut de casă, mie îmi place foarte mult. Ardeiul copt, la fel îmi place foarte mult, e foarte dulce, nu știu. Aici puteți să puneți fiecare ce vrea, doar sosul și carne, sau sosul și varză, sau doar varză, sau fiecare poate să pună absolut ce vrea. Arată atât de bine încât... O să punem și putezea roșii și tu astăzi ai spus că nu mănânci? Da, am zis de fasting. Așa. Dar am curge din gură când te privesc. Cam așa arată și urmă. Acum vom mai avea doar să o închidem. Ce vreau să spun, puteți să folosiți absolut orice ingredient. Puteți să înlocuiți pentru cei vegani. Puteți să înlocuiți iaurtul cu iaurt vegan. Puteți să puneți tofu, puteți să puneți omletă, de exemplu, dacă vreți. Puteți să umpleți cu absolut ce vreți această shaorma, să zic. Bun, deci e tortilla. Acum, eu personal așa închid shaorma. Să vedem dacă reușim, că este foarte mare. O strângem aici. Și aceasta ar fi shaorma noastră sănătoasă. Voi mai avea ingrediente pentru încă una. Pe aceasta o voi lăsa aici. O voi mânca. Pe a doua nu voi împacheta acum. Ingredientele le voi pune aici. Voi pune folie deasupra și o bag la frigider și peste 3-4 ore. Deci în 2-3 minute puteți să mâncați ceva foarte sănătos. Eu m-am apucat să tai asta dinainte ca să nu pierdem timpul pe clip, pe video. E foarte simplu, foarte ieftin, extrem de sănătos. Puteți să mâncați și de 3 ori asta într-o zi. Și credeți-mă că este foarte, foarte gustoasă. Vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc pentru vizionare.